Situația economică a raionului Strășeni deranjează, a menționat în vizita sa la Strășeni viceministrul economiei Oleg Galmâc. Tot el a spus că așteaptă noi proiecte și propuneri de la administrația locală. Având în vedere specificul nostru că suntem din blocul economic, sigur că ne deranjează situația economică din raionul Strășeni și acele proiecte investiționale care urmează a fi susținute de către stat sau de către investitori străini. Deci noi suntem în colectarea de proiecte care ulterior să fie susținute de către noi. Probleme economice la nivel de raion sunt multe, au menționat prezenții la ședință, iar cea mai acerbă fiind înregistrarea micilor întreprinderi în capitală, iar mai târziu aceștia activează în raza raionului respectiv. Suntem foarte prost, foarte prost la capitolul venituri. Noi nu avem terenuri, nu avem gospodării sărănești, toată acumularea de impozit este bazată pe activitatea agenților economici din teritoriu. O bună parte sunt înregistrați în Chișinău, dar activitatea au la noi. Corespunzător, nu putem duce evidență, nu putem lua în vileag toate lacunele și toate lacunele legale care ne afectează și toate acțiunile agenților economici la capitolul achitarea onorarea obligațiunilor fiscale. De obicei, oamenii care fac o afacere trăiesc cu sediul la Chișinău, la Chișinău registrează întreprinderea. Eu îmi dau seama că Chișinău un sac fără fund, dar și primăriile din raion ar avea cât de cât nevoie de lucruism. Cât de urgent vor fi aprobate, adoptate de către Parlament, ca să știm cât de urgent să informăm contribuabilii noștri în teritoriu, ca să asigurăm, evident, acele venituri planificate în bugetul local. Conform planului de activități, miniștrii sunt obligați să viziteze raionele Republicii regulat pentru a sesiza dificultăți pe care le întâmpină aceștia. Președintele raionului Petru Voloșciuc spune că vizitele sunt de mare ajutor. Toată informația și toate întrebările care sunt adresate reprezentanților guvernului, membrilor guvernului, mai bine spus, sunt foarte utile pentru autoritățile locale. De ce? Au o informație din prima sursă. De la începutul anului 2012, administrația raionului a avut parte de 4 vizite a miniștrilor din Moldova.